Lucrez în spital de aproape 30 de ani și n-am pățit niciodată problema asta. Ni s-a arătat cu degetul că aici nu mai e voie, nu, din nu știu ce motive. Nu ni s-a explicat niciodată că trebuie să parcăm sau putem foarte bine să parcăm în parcarea făcută de primărie. Parcarea este făcută de o societate comercială aflată în subordinea Consiliului Local, iar un abonament lunar costă 120 de lei. Gândiți-vă că până când a luat această decizie cu interzicerea parcării în spital, acea parcare administrată de cineva particular nu avea niciun fel de client. Iar acum medicii și asistenții care lucrau în spitalul din Slatina sunt obligați să parcheze în această parcare particulară. Managerul spitalului spune că a luat această decizie pentru a evita aglomerațiile din curtea spitalului. Având în vedere că curtea spitalului este foarte mică, având în vedere că avem un număr de 1700 de salariați, dintre care peste 700 au mașini, și având în vedere auditul italian care a văzut cu ochii lui, cu ochii dânșilor, că nu se poate circula în spital, Consiliul de Administrație a găsit de cuvință ca să nu mai intre nimeni în spital. Parcarea din curtea spitalului a fost făcută de conducerea veche în urmă cu 3 ani. Până la începutul acestei luni, medicii, asistentele și pacienții și-au putut parca acolo mașinile fără nicio problemă.